Și s-a mai evit posibilitatea să colaborați? Nu se știe niciodată, sunt convinsă. Și atunci când m-a sunat Iora a fost o bucurie să-mi spună că mă așteaptă la film. Atâta timp cât cu siguranță va fi un rol pentru mine, voi fi chemată, dacă nu, eu nu. Pentru mine niciodată n-a fost o tragedie dacă joc sau nu joc. Cariera mea este încă în fața oamenilor, adică sunt încă pe TV și aduc bucurie în jurul meu. Iura este omul, unul dintre oamenii care a crezut foarte mult în mine, a sădit acolo la tot ce înseamnă pasiunea din interiorul meu, să o las să se dezvolte și să treacă dincolo de ecran. Aveam 19 ani, eram foarte mică și chiar este un om important. Tot aici te-ai reîntâlnit cu un coleg, cu, cu Vizir. Da, cu Augustin. Cu Augustin am jucat, a fost soțul meu în Regina și noi chiar avem o prietenie de atunci, este ca fratele meu, face parte din familie, ne sunăm, am ținut legătura, nu ne întâlnim doar la evenimente, ceea ce este minunat. Uite, avem copii în prezent, fiecare cu familia lui și este frumos. Având în vedere că Jacqueline este mai mare, el este topit după Maria și face tot posibilul să îi dedice tot timpul. Ți-a cerut un sfat așa legat de creșterea Mariei? Când era mai mică Maria, știi, și când a fost, odată a fost singur, nu mai știu exact, ce fac acum sau așa mai departe, dar el este un, pe lângă faptul că este un prieten foarte bun, este un tată excepțional din ceea ce văd, că mă mai sună Maria pe FaceTime să o văd, să-mi arate cum e în casă, ce a luat, ce a făcut și este super dedicat, atât el cât și Oana și chiar este frumos. Ai pus pe roate din nou afacerea prăjituri cu torturi? Dacă îți spun că fix astăzi am primit mesaje chiar de la persoane publice, pentru că am făcut acum luni, am făcut un tort de morcov și am spus nu se poate așa ceva, vreau să dau comandă și zic unde să dai comandă? La tine? Păi nu mai am laboratorul, deci nu pot să preiau comenzi. Fă ceva, că toată lumea își dorește asta. Nu am exclus în totalitate această variantă, sunt foarte mulți oameni care își doresc, dar vezi, dacă pasiunea încă există, iar eu mă hrănesc pentru că fac în continuare ceea ce îmi place, aduc în fața oamenilor rețete și ei mănâncă din mâinile mele, pentru că înainte nu o făceam doar de dragul banilor. Bineînțeles că tragi linie, trebuie să știi cumva să fie un balanț echilibrat, dar nu se știe. Nu zic nu, dar momentan sunt atât de aglomerată încât nu știu cum să fac să mă dedic în totalitate proiectelor pe care le am eu.